Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că în toamnă sau chiar mai repede se va discuta în coaliția PSD-ALDE de suspendarea din funcția președintelui Iohannis. La ora asta nu știu ce ar trebui să se întâmple ca acest demers să se oprească în toamnă. Chiar nu știu. Adică nu-mi dau seama ce ar putea să facă, nici nu deci cred în că... în toamnă, ați spus. E vorba de parlamentari. Nu este obligator în toamnă. Se pot întâmpla foarte multe lucruri și am și vorbit cu colegii mei în ultima întâlnire de la grup, când le-am spus luni, când le-am spus că era decizia să începem procedurile chiar în ziua de luni, le-am spus că pot merge în vacanță, vacanța parlamentară, dar să aibă tot timpul telefoanele la ei, pentru că dacă apare ceva, o să ne reîntâlnim în Parlament. Liderul PSD a afirmat la același post de televiziune că președintele României ar fi implicat în recenta sa condamnare la închisoare în primă instanță. Ai grijă că sunt presiuni foarte mari pe judecători. Este un ofițer, nu-i dau numele, pentru că sunt un om totuși de caracter, dar care mi-a zis că a participat întâmplător la o discuție cu niște șefi din niște instituții și care au zis, domne, deocamdată am rezolvat doar un judecător, dar lucrăm în continuare. Dragnea nu i-a dat numele omului, dar a făcut un apel la cel presupus ofițer să iasă și să spună public detalii despre aceste discuții. Nu toți cei de la putere împărtășesc ideea suspendării lui Iohannis. În celălalt partid al coaliției, ALDE, unii lideri cred că suspendarea președintelui nu mai este un subiect de actualitate, după ce președintele a revocat-o pe Laura Codruța Chioveși. Vicepreședintele ALDE, Andrei Gere, a declarat zilele trecute că din punctul lui de vedere nu se mai impune acum suspendarea președintelui Iohannis.